Poet dintre noi este doamna Maria Danilov, conducător muzical la Credinița 183. Este, de fapt, doamna Maria, persoana prima cu care am început colaborarea noastră cu Credinița. Doamna Maria este prima persoană și Credinița lor este tot printre primii. Doamna Maria, vreau să vă ascultăm și impresiile voastre. Nu vreau să mă repet, au fost spus aici niște cuvinte așa de frumoase, într-adevăr că cartea este izvorul cunoștințelor și copiii noștri cu mare plăcere vin la această bibliotecă. Dar noi, începând cu 98, chiar de la deschiderea bibliotecii, suntem permanenți, aici nu era așa de multă lume, eram noi, numai noi singuri. La toate manifestările, la toate dezbaterile care aveau loc în bibliotecă, erau lucrătorii noștri și prezenți erau copii. Noi veneam tot timpul cu niște, cu un program artistic, chiar și la Ziua Unirii, la 1 decembrie, a fost la diferite sărbători calendaristice, plus acum continuăm colaborarea cu biblioteca, sistematic copiii noștri ori vin la bibliotecă, ori bibliotecară vine la noi să comunice și de aceea interesul lor pe zi ce trece se mărește și ei când văd chiar membrii bibliotecii, ei tot vă cunosc și cu mare dragoste răspăiesc cărțile și nu cum înainte eram noi mici și da, într-adevăr, asta vine din educație, din la părinți, cărțile trebuiește păstrate. Și acum, fără ca să le amintim, cu mare atenție răspăiesc cărțile, să nu le rupă, să fie așa ca noi tot timpul. Și sperăm că colaborarea noastră o să continuă mai departe. Acum noi suntem parcă mai așa, mai umbră, pentru că sunt copii mai mari, noi suntem mai mici. Nu avem personal. Pur și simplu se primea așa, că atunci când era deschidere bibliotecii, noi eram primi. Tot timpul ați fost primi, da. Da. Fost la așa că sperăm că colaborarea noastră o să continuăm. Neapărat, da. Mulțumim. Da, mulțumim mult. Vreau să vă spun că doamna Diana a vorbit despre povestii. Ce se spunează, doamna Diana, am încercat anul ăsta și avem în jos o expoziție, cartea după povestea mea. Sau... povestea mea după visul meu. Cartea mea după povestea mea. Avem un șir de cărțulii jos, elaborate de către copii de la grădiniță și o parte din copiii din clasa 1 de la liceul Liviu Deleanu. Ascultând povestea, împreună cu bibliotecara, au confecționat niște cărțulii. De exemplu, povestea lui Ion Creangă, soacra cu trei norori, poate avea alt final, poate avea alt conținut, sau alți eroi. Așa cum eu văzut ei, au încercat să desenele sunt a copilor, textele sunt a bibliotecarului, foarte scurtut, dar oricum sunt reproduse spusele copilor. Și o parte din ele revin de la Credinița 183. Colega noastră care a lucrat cu ei, a lucrat câteva luni aici doar la noi, pentru că salariile sunt mici și gaze și așa mai departe. Dar spuneți că vă cunosc, că Tatiana noastră a fost foarte impresionată când mergea pe cea și întâlneau copiii și spuneau bună seara, bună seara! Și mama zice, dar cine? Tata, cine? Bibliotecara! Bibliotecara! Și foarte mulți copii de la grădiniță vin cu permisul, vin, ne povestesc părinții când trec pe aici, uite, mama, aici e biblioteca, atunci când vin la noi, haideți să intrăm și mult, ce ați făcut cu ei? Nu vrea să meargă acasă, vrea la bibliotecă. Și vine și ne arată permisul și avem câțiva care le-au ținut lecții părinților, mama, uite, aici îți lași haina, aici îți lași geanta, uite, trebuie să iei cartea așa, ei deja știu cum să comporte cu semnul de carte, cum să citească cărți, pentru noi asta foarte mult contează, pentru că atunci când sunt așa mari, ei sunt cunoscători din punctul ăsta de vedere și nouă ne este foarte ușor. Pentru că atunci când noi suntem mai aproape dumneavoastră, de copiii noastre, simțim foarte mult, este și în favoarea noastră și a dânșilor, iar atunci când nu prea mergem printr-un liceu sau chiar nu am ajuns, avem experiența liceului Perspectiva, unde mai rar ajungem noi și se deosebesc foarte mult. Eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră celor care încep de la grădiniță și celor care faceți cu elevii noastre atâta muncă și discutați cu ei de la egal, faceți un lucru extraordinar.
Mulțumim, doamna Oxana, mulțumim, domnul Guștiu, pentru ceea ce faceți dumneavoastră împreună cu noi, pentru că facem un lucru pentru tineri ăștia care o să ne judece ei, am făcut bine sau nu, dar trebuie să facem ceva dacă vrem să avem o comunitate bună, oameni foarte buni. Domnul Jaregi,